Facultatea de Științe Economice din Câmpul Lung, din cadrul Universității Spiru Haret, pregătește un nou an universitar. Cei care vor să urmeze cursurile acestei facultăți pentru a se specializa în domeniile contabilitate și informatică de gestiune se pot înscrie pentru admitere până la finalul lunii septembrie. La Câmpul Lung, în cadrul Facultății de Științe Economice Universitatea Spiru Haret, se organizează admiterea pentru o nouă promoție la specializarea contabilitate și informatică de gestiune, cursuri de zi cu durata de 3 ani. Înscrierile au loc până la data de 30 septembrie, absolvenții având posibilitatea să profeseze în domenii multiple de activitate. În prezent, Facultatea de Științe Economice de la Câmpul Lung are în structura sa un program de studii de licență, contabilitate și informatică de gestiune, acreditat conform hotărârii de guvern numărul 376 din 18 mai 2016, învățământ cu frecvență, 125 de locuri acreditat. Programul de studii universitare de licență, contabilitate și informatică de gestiune urmărește formarea unei gândiri economice și manageriale prin dobândirea competențelor profesionale și transversale. Absolvenții programului de studii contabilitate și informatică de gestiune pot profesa ca expert contabil, consilier, inspector, referent, economist, analist, auditor, evaluator, director economic, consultant fiscal, administrator, contabil, contabil financiar bancar, consilier financiar bancar, control financiar, cenzor, control de gestiune, lichidator, consultant bugetar, ofițer bugetar. Cursurile facultății sunt acreditate, iar studenții beneficiază de programe naționale și internaționale care să-i ajute să se specializeze în domeniul ales.